Meciul ăsta facem un review la un meci de crusaderi cu arconi. Deci a început jocul, ăștia pleacă cu smoke jos, ăștia văd că se duc sus. It's in the bag. Weaver-ul a început bine, fără niciun copăcel. Probabil o să-și iau după rune. Ward Sentry. 30 seconds to battle. Nu se întâmplă nimic. O greșeală de începători. Da, memere mic. De exemplu, Dirge Undying a băgat în Tombstone primul level, înainte să înceapă jocul, practic. Înainte să se întâmple nimic, fără să știe versus cine e pe lane, versus ce să facă. Fără să ai nevoie de skill-ul ăsta, practic, ai băgat în el. Da? Deci, pe Waver înțeleg că bagă by default în a doua. Magnus, la fel, nu are nevoie să bage în Shockwave, poate avea nevoie de Skewer. Nu bagi în skill decât după ce începe meciul și vezi ce potențial de kill ai și de ce skill ai nevoie. Elina, bine, a băgat un stun, la fel, by default. Hai să zicem, ok, și Elina. Dar pentru Undyne și Magnus, momentan nu trebuia să bage nimic, la fel și Undyne. Pentru că acum ajunge pe lane și lane-ul e Prophet și Bara. Dacă avea băgat aici în DK, din punctul ăsta încolo, minutul 1 și 5 secunde, Undying e full HP, avea DK, avea și mana și stick, și putea să stea doar aici, în zona asta, unde e Spirit Breaker acum, și să-i țină pe ăștia în turn, singur. Și Waver-ul stătea singur farm. Hai să vedem ce s-a întâmplat. Dă un copăcel. Nu ai de ce să te duci aici. Vezi? Cu DK nu poți să fii agresiv. Ăsta încearcă să fie agresiv. Și trebuia să stea să facă un kill, dar l-a făcut ăsta singur. Ăsta face pull. Nu a fost rău pull-ul, dar... din cauza că ai Tombstone și are și cooldown mare, nu? Adică n-ai ce să mai faci cu el. Nu poți să fii agresiv pe lane. Asta a fost să avem un kill singur. Uite cât de agresiv joacă ăsta. Fă pull de aici, aici, acum. Fă pull de aici, aici, acum. Nu sta la creep. Nu ai ce să faci la creep cu Undying. Prima, practic dă 0 damage la level 1, dar fură 4 strength. Adică prima e bună să stai aproape de el, să-i dai prima și să-i dai bucăți în continuare. E 54 plus 12 damage. Cu 8 DK. Îi dai bucăți până la cooldown, până, nu știu, îl alergi pe aici, efectiv. Dirge e foarte agresiv, mai ales la levelele mici. 1, 2, 3, 4 chiar. E greu de bătut, e super greu de bătut. Și în cazul ăsta,
Ar trebui să-l alerge pe Prophet. Hai să vedem. Multe bucăți de la creep. 200 HP, pull. Pe pull. Asta e low HP. Că vrei să-i dai tango la carry. Faci pull prima dată și apoi te duci să-i dai tango la carry. Și carry o să vină aici să farmeze creepy și în momentul ăla îi dai și tango. Și până se face campul ăsta mic, lane-ul ăsta poate o să pușeze. Vine următorul wave de creep, depinde. Hai să vedem. Vine curierul. Cu ce vine curierul? Vine asta. Trebuie să vină cu regen. Așa, sunt slăbuțit. Dar are 400 HP asta din cauza la DK. Acum, stați amândoi back. Minutul 3 trebuie să-i lotus. Că ca suport ești efectiv AFK în turn, stați 2 și AFK în turn, nu știu, ia lotusul. Facă pull-ul ăsta. Mecanica asta jocului basic, ca să zic așa, e cea mai importantă în early game, pentru că la MMR mic, mic, la 2000 MMR, nu se face. Uite, de exemplu, i-a dat DK și nu i-a dat 2-3 bucăți, i-a dat ăsta, în schimb, 2-3 bucăți. Adică ce putea să-i facă bara la bucată aici, lângă turn? Uite, intră în turn după el. Ajută-l pe ăsta. L-a bătut. Mă trec toate emoțiile când mă uit la meciul din astea. Văd cumva ce trebuie să se întâmple și nu se întâmple și zic, the fuck? Stai AFK. Te duci aici frumos și dai bucățul ăsta. E singur și e Furion, nu are nimic. Efectiv, nu are nimic. Nu, n-are nici... Efectiv, AFK. Minut AFK. Money to burn. Pull? Nu există pull. Târziu. Da, mă rog, e ok, e ok. Cred că sunt în fața la turn. DK-ul pe Undying trebuie să-l folosești pe amândoi, pentru că o să fure de la fiecare 4 strength. 4 cu 4, 8, deja ți dublezi strength-ul cu un singur spell use, sau nu știu cum să zic. Folosești spell-ul o singură dată și câștigi dublu față de cât ai câștiga în mod normal, adică de preferat să-l folosești pe amândoi. Și nu folosești DK și fugi, folosești DK și te duci spre ei. Ok, eu l-o puț ăsta, dar nu e mana. 4-6 mana. Nu poți să stai fără mana, pur și simplu. Nu știu ce se întâmplă acum. Probabil a cumpărat ceva de la shop. Încearcă aici un stack, nu a ieșit. Ăștia au plecat amândoi. Thank you.
dată pe mid. Undying, pentru ce ți-ai dat pe mid? Chiar dacă ăștia au inițiat pe ăsta, ai 0 mana, nu poți să faci nimic. Măcar dacă aveai un level în Soul Reap, ziceai, băi, mă duc și îi dau un heal. Sau mă duc un pic agresiv, nu știu, cu DK și mă duc eu la bucăți după ei. Dar efectiv, fără mana, Undying e 0. Efectiv, în minutul 6, fără mana e 0, ești level 4. Dire's middle tower is under attack. Asta mai are și DD, adică. The seeds of fortune. În timpul ăsta mai bine plecam pe aici și așteptam eventual runa și măcar făceam ceva folositor. Să vedem mai departe. Pic de XP mid. Agro creeps. Nu înțeleg folosirea DK-ului pe creepy aici. N-are niciun sens. Ăsta s-a dus, el a luat runa. Runa asta e încă aici. Wisdom rune. Să vedem. S-a luat un Magnus, nu? Ok. Nu, mana foarte... Nu. Nici vorba. La fel, după ce că nu ai mana, folosești DK-ul pentru a încerca un D-Ward. Nu. Hai să vedem. Când faci o acțiune, trebuie să te gândești de ce fac acțiunea aia, ce pot eu, cu ce pot eu să-i ajut pe ăștia mid, pentru că, uite, minutul 7.44, au trecut 2 minute, nu s-a întâmplat nimic pentru suport, zero impact în joc, nu știu, dacă făceai un... două stack-uri aici, nu știu, unul aici și unul aici, sau măcar unul, sau... luai Wisdom rune-ul ăsta, sau... nici nu știu, te duceai jos eventual și încercai să pui un pic de presiune pe ăștia, că sunt momentan trolluri, uite, încă level 5, probabil era level 4. Ceva ce are impact, adică... în momentul de... adică așa trebuie să vezi Dota, băi, ce... de ce fac eu acțiunea asta, de ce mă duc mid, pentru că el a atacat... adică ăsta e singurul motiv, sau mă duc mid pentru că pot să-l ajut cu ceva, nu știu. Pot să fac un kill, pot să-i dau lui heal, pot să, nu știu, putem să câștigăm fight-ul împreună dacă ajung și eu cu skill-urile și spell-urile pe care le am. Adică, care e rostul? În fine. E, na, așa e la MMR mai mic. Relativ... e ok să se întâmple chestia asta, doar încerc să exemplific ce... uite, două level în Tombstone fără Soul Reap. Trebuie măcar un level în Soul Reap. Ok, acum văd că... au luat un Clarity și un Mango. În minutul ăsta laning phase-ul s-a cam terminat, adică nu prea mai ce să mai faci pe lane, în special ca hard support. Te duci ori mid să le ajuți pe ăsta sword să pușați, ori de preferabil pe ăștia jos, depinde de dinamica jocului. Să vedem. Că aici nu mai ce face decât să stea carry-ul să farmeze. Nici de pull nu e neapărat nevoie. Ei sunt jos. De
dă-i bucată, dă-i bucată. Ok. Deny doesn't move. Încearcă să dea pe carry. Sau lor cu ce bun era? Dire's middle tower is under attack. Dire's structures are fortified. Te duci aici, faci agro la creep. Mergi în turn, farmezi un pic ceva. Uite, venise și Lina. Momentan sunteți 3 inși pe 2 cripi. Lotus. Yalina. Ăștia au plecat. Radiant's top tower is under attack. M-a trebuit turnul. Dire's bottom tower is under attack. Radiant's top tower is under attack. Radiant's top tower has fallen. Ok, și acum TP aici. TP aici toți. Toți trei de sus. TP aici. TP aici. TP aici. Nu, nu vine nimeni. Radiant's top tower is under attack. Radiant's top tower is under attack. Dire's bottom tower is under attack. I'm done. Da. Post a cage. Nu știu. Dire's bottom tower has fallen. Ăsta a inițiat pe ăsta. Middle tower is under attack. Nu, la minutul 50 și 53. Dar l-a făcut pe ăsta, e ok? Regen. Ia regenul. Ia regenul, lasă-l pe Lina. Lina e full. Bun ai. Da, să zicem, e ok. No, zero mana. Deci ăștia doi au făcut gang aici pe ăsta la creep, înseamnă că l-a văzut. Ceea ce înseamnă că au pe aici pe undeva un ward. În momentul ăsta cumperi sentry-uri și încerci să pui pe aici peste tot să le găsești ward-ul din triunghiul vostru. Asta o faci ca hard support. Zero mana, zero impact. Ce zic? N-ai kill, n-ai de tombstone, n-ai de nimic. Cum farmeze ei creepy? Radiant's bottom tower is under attack. Aici, dacă vei level în Soul Rip, îți dădeai heal. Și nu murei, ca hard support. Radiant's top tower is under attack.
cu orice ocazie, vin cu cerc, vin. Să dau eu asta. Să vine. Deci a fost faza aici, wardul ăla încă a rămas, ei au luat stacurile. Încă nu există war și sand. Deci la faza asta, dacă vei și Soul Reap, îl omorai pe SF, simplu. DKT Soul Reap, instant kill. Middle tower has fallen. Dire's top tower is under attack. Așa, ăștia cum merg sus. Lina e hotărât pe farm, la fel și Waver-ul. Deci aici nu s-a mai dus nimeni să pună ward și sentry. Nu, nu ai ce să faci aici pădure, nu te interesează. Mă rog, pus un ward eventual. Da, așa. Și acum de aici, te duci aici, faci de ward. Pui eventual un ward aici jos și puneți presiune pe turnul lor, e full HP. Chiar dacă ăștia farmează, se farmeze, nu mai faci def în minutul 15 la turnul ăsta, când ei au și avantaj. Și trebuie să se duce agresiv versus 4, nu... Iar e așa peste mână, mod normal ar fi fost mort de mult. Dă-mă ulti, dă-mă ulti. Așa. Din nou, dacă aveai level în Soul Reap, puteai să dai heal lui Waver. Și a venit SF-ul și a bătut. Dire's bottom tower is under attack. Lina e hotărât să farmeze Aghanim-ul. Trebuia să fie și el acum în fight, dacă era și Lina. Să schimba un pic fight-ul. Au fost 5v4. 7 levele fără Soul Reap în Undying. Nu e ok. Treaba asta nu e ok, indiferent de joc. Ok, măcar e ward aici, aici. Se vede partea de sus, aici nu se vede nimic. Cum ar trebui gang pe ăsta? Nu are nimic pe el. Adică oricine îl ganguează pe ăsta, moare. Dire's middle tower is under attack. În momentul ăsta aveți 4 inși sus, ăsta s-a dus cu charge și ăsta cu TP. Și ori să ia turnul. Ideal ar fi să pușați și voi în partea asta de jos. Pus pe aici un ward cu un sentry, eventual și pe aici, eventual un sentry sau un ward, dar de preferat aici, în zona asta, un ward cu un sentry. Nu știu, ward-ul pe aici, sentry-ul aici, să fii sigur că nu au ei. Exact, exact chestia asta și acum presiune pe turnul de jos. Deci și-ar trebui atacat aici.
What did you expect? Nu știu unde să mă uit și ce să fac. Raver-ul farmează ăștia, eu mă rog, ăștia pe aici. Dire's middle tower is under attack. Ok, acum e vision aici și vedeți pe ăștia că sunt pădure, se poate farma pe zona asta. Magnus nu mai are ultile ratat pe toate. Nu se poate face ceva cu smoke. Să vedem fast forward. Dire's bottom tower is under attack. Dire's structures are fortified. L-a prins pe Dazzle, ceea ce e bine. Și acum e 4v5. De fapt e 4v4, că ăsta farmează aici. Acum că ăsta are Shadow Blade, ar trebui sentry-uri multe. Trebuie sentry-uri puse pe... peste tot. Și pe aici, și pe aici. Asta n-are nicio treabă, puteți să dea skewer, puteți să dea shockwave, dagger și skewer. Îl împingea în partea asta. Slab, foarte slab. What a punk! Multe chestii care o văd la 2000 MMR e că nimeni nu are iteme pe quick buy și stă cu 1500-600 gold, de exemplu, și fără început cumpărat un item pe tine. Practic orice ai cumpărat te ajută. Că faci un force staff, că faci un glimmer, că faci orice. Aici pus ward, aici pus sentry pe zona. Pus acum. My patience is rewarded. Ca suport pe minutul 22, vrei și tu măcar să ai un force staff sau un glimmer, indiferent de cât de greu e jocul. Organizat, unii se duc, se bat, alții farmează, alții pleacă, se duc în bază. Dire's top tower is under attack. Burn, baby, burn. Bear witness and tremble!
charge. Da, ui. Ce-i murit? Faptul că ai 2000 gold și nu-l folosești la nimic, fidezi, adică pur și simplu, e cum să stai cu 2000 gold și să nu ai ceva cumpărat început de item, de făceam Vanguard, nu știu, chiar dacă nu ajută pe nimeni cu nimic, te ajută pe tine, ca suport, da, la 2000 MMR, la rankul ăsta, 1700 Vanguard-ul. Și nu mai mor dintr-un charge, pur și simplu. This is the true crucible. La fel și Ezavor. El și-a făcut un neul, dar nu apucă să-l dea. Vine ăsta la fel charge pe el, îi dă ulti și cam aia e. A murit de câteva ori și el. Numai din charge. Tot timpul cum în meciurile astea, dacă îi vezi pe ei că sunt undeva pe o parte de hartă, să zicem că e o mai mică excepție, dar principiul se aplică. Dacă ei sunt toți aici și, mă rog, au, în cazul lor, au acum bara cu charge și Nature's Prophet, dar în caz că nu-i aveau, dar și cu ei, dacă ei sunt pe o parte de hartă și îl vezi pe unul singur aici că farmează jos până în Nature's Prophet, mă, vrei să te duci să-l omori, pur și simplu. E basic, nu știu de ce sunt doi aici, unul aici, mă rog, ăștia doi smorți, să zicem. L-a văzut și mine, e două ori dacă-l omoră. Bun, foarte bine, așa trebuie jucat. Și acum trebuie pușat lane-ul ăsta efectiv până luat și turnul, din nou pus pe aici ward. Să se mai deschidă un pic harta, pentru că harta se face din ce în ce mai mică. Și acum trebuie mers aici. Ăsta. Ăsta. Pentru că nu s-au dus mai devreme atunci, în minutul 10, 12. S-a stat AFK pe carul. Să prefer aici un fight care n-ar trebui să fie stat decât pe high ground frumos și sau eventual pușat aici jos. Asta e deja beyond godlike. Dar văd că s-a continuat. Adică nu vrei să te bați în afara outside the base, știi? Versus un troll cu BKB, Battle Fury și Yasha minutul 25 și ăsta are un, nu știu, un force staff, ăsta are un aghanim. Ăsta are un dezolator și milestone, adică în locul lor eu acum pușam și terminam jocul, că nu avea ce să se întâmple. Ăsta nici nu mai avea ulti, că a folosit-o aici degeaba. Fără roșan, fără nimic, doar high ground direct. Că nu ai ce să le faci. Mai ales că ăsta l-are și pe Dazzle în spate. Asta activează masca de dinainte să fie sigur. Exact asta se întâmplă. Oamenii se duc aici. Au de treabă cu baza. Prima. Prea târziu. Dar ăștia își văd de treabă, da, exact. Deci, rar văd așa ceva în care să ăștia să-ți dea baza și tu să te duci să faci un kill pe un suport, pe Furion, care dădea într-un turn cu... Da, nu știu, probabil au fost tentați cu Barna. Dar ciudat. Foarte ciudat. Da, și de acum încolo meciul e GG. Nu mai există cale de întoarcere din punctul ăsta. Și Magnus a jucat foarte slab, pentru că a dat ultimata aici până să dea ei turnul de sus. Că ei le veneau cu un pic
mai târșă, venea mai cu frică să direct high ground, dacă știa că are Magnus ulti. Nu știu, s-ar mai fi dus un roș, s-ar mai fi plimbat un pic pe hartă. Dar așa s-a rezolvat mai repede. Și faptul că ăștia dădeau aici sus, da, probabil că Waver și Lina, când l-au văzut pe Magnus că au dat ulti aici degeaba, au zis GG și s-au dus la mare pe Furion, ne-a zis ok, fuck it, dau încolo de bază, oricum e GG. 2800 gold, deci de când mă uit, nu... Este aceleași iteme ca în minutul 7-8 când s-a făcut Arcane Boots-ul, deci 2800 gold, nu știu, nu e în regulă, adică și sunt chestii frecvente care se întâmplă la 2000 MMR, nu știu, uiți să iei iteme, nu știu, uiți că ai gold, nu găsesc explicația exactă, dar... Dire's bottom tower is under attack. Mamă, ce fază a făcut Marcus, nu vine să crezi. Pe high ground-ul ăsta. High ground-ul ăsta era la fel ca high ground-ul ăsta, nimic în plus, nimic în minus. Chiar dacă ăsta a dat ultimata și skewer și shockwave în același loc, haide să pare că au câștigat team fight-ul, că are Lina damage, are ăsta damage. Deci, mă uit la dying, 3700 gold, niciun item. Adică și dacă ții acum un item, nu are același impact ca cu 15 minute, nu știu. Aha. Poate nu mai murei de 6 ori, murei de 3 ori. Sau... ai tăi nu mai mureau de atâtea ori. No charge will stop me. Radiant's bottom tower is under attack. Uite, Dazzle a respawnat și a venit direct să pună ward-uri și sentry. Ok, a te wardat aici foarte bine. Ok, bun ward-ul ăsta aici. Dire are scanning. Și trebuie și pe aici, pe sentry, sentry, sentry. 3 sentry-uri, un ward aici și unul pe aici. Hai să vedem ce se întâmplă. Vine Weaver-ul aici, jos. Ulina. Îl văd pe Dazzle. Lina caută creep. Ăștia îl bat pe Weaver. Lina îl bate pe Dazzle. După aia. Dă-ți TP. Nu știu ce s-a întâmplat aici, habar n-am, dar acum pare GG. Și ăștia înțeleg de ce nu fac roșa, nu? Adică cumva înțeleg că e, na, meci de Arcon cu Sander. Da... 5000 gold și un item, 30 de minute. Nu ai cum să nu pierzi. Abia acum, în 30 de minute, și-a făcut Guardian Graves. Prea târziu, mult prea târziu. Mult, mult prea târziu. Thank you.
sfârșit fac ăștia roșiană și probabil or să termine jocul. Dăm un pic de viteză. Acum high ground, cam mai devreme. Hai să vedem. Deja l-a prins pe ăsta. Va apăra și acolo. Dire's middle tower is under attack. În loc să stai aici high ground frumos pe înainte. Dire's structures are fortified. Ăștia sunt cu... Dire's bottom tower is under attack. Dire's bottom tower has fallen. Dire's bottom barracks has fallen. Dire's bottom barracks are under attack. Dire's bottom barracks has fallen. Dire's middle barracks are under attack. Dire's middle barracks are under attack.